Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocii Iașului. Vă invit la un dialog împreună cu Iurie Leancă, diplomat, om politic, fost prim-ministru al Republicii Moldova. Domnule Leancă, bună seara, bine ați venit la emisiunea Vocii Iașului. Bună seara. Citim rezultatele unui sondaj care stârnește foarte mult nemulțumire în Republica Moldova în aceste zile, inclusiv oamenii politici, dar nu doar oamenii politici, ci și cei care comentează despre viața politică, viața socială și economică a Republicii Moldova, spun că cifrele acestui sondaj oglindesc așa, un fel de mini-dezastru, un fel de dezastru. Cum vi se par cifrele? La ce vă referiți anume, fiindcă sondajul a fost unul nu doar pe un eșantion mare, dar și pe subiecte diferite. Și nu este primul sondaj, trecut în ultima lună au fost cel puțin 3 sondaje. Săptămâna viitoare mai așteptăm încă un sondaj făcut la comanda unei instituții americane. Dacă vă referiți la nemulțumirea cetățeanului față de tot ce se întâmplă în Republica Moldova, într-adevăr, exact, la acest indicii lucru sunt foarte și foarte negativi. Există o stare fără precedent de nemulțumire. Nu știu dacă trebuie să comentez sondajul publicat la Chișinău, fiindcă mulți l-au acuzat de anumite trucaje. Dar cel puțin acum 3 săptămâni a fost un sondaj publicat la comanda unei alte instituții americane, Institutul Republican, care bănuiesc că nu poate fi cifrele acuzat. Cifrele sunt în mare. În mare sunt cam identice. Cel puțin la capitolul nemulțumirii. 79% cota de nemulțumire, cota fără precedent, ceea ce indică că situația este tensionată la maxim, ceea ce se indică că este o situație explozivă, pe fundalul nemulțumirilor de ordin politic. Iată că viața s-a scumpit foarte mult, tarifele au fost majorate la energie electrică, la gaze, inflația în acest an, din păcate, este una mare de tot, se așteaptă până la finele anului, cât au mai rămas 2 săptămâni, să fie 15%, deficitul bugetar la fel, deci e o pauperizare, din păcate, în masă a cetățenilor Republica Moldova, deci, într-adevăr, din păcate, aceste sondaje reflectă această stare de spirit și de nemulțumire enormă a cetățeanului din Republica Moldova. Ce se întâmplă din punctul dumneavoastră de vedere, pe toate cele 3 niveluri, politic, social și economic? Uitați, punctul de reper a fost 30 noiembrie 2014, când am avut alegeri parlamentare, o alegere în termen, alegeri care ne-au adus un vot, deși la diferență nu foarte mare, dar în linii mari, un vot pro-european. Pro-european însemnând în contextul Republicii Moldova și un proiect de modernizare, deci de refacerea instituțiilor, de anihilare a emisiunii factorului politic în activitatea instituțiilor de drept, în activitatea regulatorilor, fie că vorba de Banca Națională sau de ANR sau de Consiliul Concurenței, un vot și geopolitic în acel sens, în același sens, care ne-a fi permis să ne mișcăm spre Uniunea Europeană. Din păcate, astăzi am mai testat aici la Iași și am văzut dacă cei de la București nu știu ce înseamnă rânza moldoveanului. Am constatat că la Iași totuși suntem dintr-un spațiu mai... Ne înțelegem și mai bine, știu ce înseamnă rânza moldoveanului. Deci, atât rânza politicianului moldovean atât de mare, încât de la începutul anului, în loc să profităm de acel vot, să construim ceva pozitiv, să facem reformele noastre chiar în domeniile unde nu am reușit, și mă refer la justiție, ceea ce înseamnă lupta împotriva corupției și prin efecte respectiv lupta împotriva sărăciei, noi sau cei care și-au asumat guvernarea au creat pentru început un guvern minoritar, cu un prim-ministru, așa zis, neafiliat politic, susținut sau votat cel puțin de comuniști, care era clar o soluție doar spre eșec, nu spre succes. După aia, guvernul a durat 110 zile, a venit un alt guvern bazat pe o majoritate extrem de firavă de data respectivă, dar cu animozități în creștere în interiorul coaliției de atunci, pe un fundal de înghețare a relațiilor cu partenerii noștri principali din afară, iar această înghețare a relațiilor însemna și înghețarea fondurilor, pe care s-a mizat foarte mult la capitolul venituri în buget. Între timp nu s-au venit cu soluții sub nicio formă, nici pe justiție, despre care tot am vorbit, că e cazul să începem și să preluăm eventual exemplu, modelul românesc și știm exact ce a trebuit să facem.
nici în domeniul sistemului bancar, unde s-a vorbit atât de mult despre frauda respectivă, nici în alte domenii. Deci, pe de o parte s-a întâmplat, iată, politic, s-a mers inițial pentru pe un guvern minoritar, după pe un guvern cu o majoritate foarte firavă, dar cu contradicții foarte mari, economic, pe anumite tendințe negative, cum ar fi embargoul rusesc, reducerea remitenților din afară. A venit această fundal foarte negativ, atmosferă foarte proastă, evadarea business-ului moldovenesc în afara Republicii Moldova, anchilozarea spiritului de antreprenoriat. Pe acest motiv, sigur că a venit și pe acest element care ține de pe de o parte majorarea tarifelor, inflație și așa, de pe altă parte n-am putut sub nicio formă ajusta salariile și pensiile. Deci toate aceste elemente creează o stare de criză quasi totală. Și iată că, uitați-vă, mâine vom putea consemna 6 săptămâni din momentul în care a căzut al doilea guvern în acest an, și atât după 6 săptămâni, societatea din Republica Moldova constată incapacitatea celor care mai au o șansă de a reveni la normalitate, de a relua, de a reveni la o agendă de reforme, pentru a recâștiga încrederea atât celor din interiorul Republicii Moldova, cât și celor din afară, inclusiv prietenii noștri din România, fraților din România. Iată, uitați că 6 săptămâni, nici măcar n-am găsit capacitatea noi de a ne așeza la masa de negocieri. Suntem într-o fază efemeră de discuții despre nu știu ce. Iată cum se întâmplă pe malul stâng al Tătului. Ați spus la un moment dat că trebuie lupta împotriva corupției în Republica Moldova să fie accelerată și, ca efect, în acest fel și lupta împotriva sărăciei. Credeți că există o legătură directă între lupta împotriva corupției și România, cred că este un exemplu. Nu, eu văd o relație și o conexiune directă. Faptul că în Republica Moldova s-a furat și se fură fără niciun pic de rușine, se fură din sistemul bancar, nu-ți dă dat să vorbește de această fraudă fără precedent, se fură la licitații, se fură din medicină, se fură din fonduri brutier și așa mai departe. Vă dați seama că astfel se prejudicează bugetul național, bugetul local, faptul că evaziuni fiscale care nu sunt iarăși pedepsite prin actul justiției, la fel subțiază banii care vin la buget, sau faptul că avem în continuare acest fenomen care se numește salariul la plic, nu se vin bani la fondul social, iarăși nu ne permite să majorăm pensiile, care sunt mizere și așa mai departe. Deci relația, deci, cea mai rău de... în Republica Moldova este că cei care fură în mod special din banul public consideră în continuare că sunt intangibili. Că cu cât mai mult furi, cât mai mult poți după aia să te împați cu cei care ar trebui să facă justiție în Republica Moldova, astfel încât puțin oameni chiar vorbesc despre acest fenomen ca pe timpul lui Stalin. Furai puțin, erai pedepsit, furai multe, împățeai și rămâneai în libertate. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, pericolul principal acum? Ce s-ar putea întâmpla? Să dea faliment statul? Să se orienteze către Rusia? Ce s-ar putea întâmpla? Cel mai mare pericol este să nu putem să ne înțelegem pe resetarea a coaliției, pe crearea unei majorități în Parlament funcționale, unei majorități care se pune de comun acord împreună cu prietenii noștri din Occident pe priorități care reprezintă angajamente pe problemele cheie de sistem din Republica Moldova, fie că e vorba de justiție, fie că e vorba de regulatori, fie că e vorba de fisc, vamă și așa mai departe. Și după aia, deci în cazul în care nu reușim să facem acest lucru, vin alegerile anticipate. Toate sondajele despre care am vorbit indică un lucru cert și sigur, că se va produce o schimbare nu doar a culorii a guvernării, în sensul în care vor veni cei de stânga, dar vor veni partide revanșate, partide nostalgice după trecut, partide care nu au nevoie de reforma justiției, de lupta împotriva corupției, partide deci care vor schimba nu doar vectori politice externe, partide, ci din păcate respectiv vor schimba și accentele pe planul
ceea ce urmează să se întâmple în Republica Moldova. Astfel încât Moldova va fi în continuare într-o zonă gri de instabilitate, incertitudine, de unde vor emigra, din păcate, cetățenii Republicii Moldova într-un număr tot în creștere. Partidele pro-europene ar trebui să, într-un fel, ce spuneți dumneavoastră, partidele pro-europene din Republica Moldova ar trebui să se așeze la masa negocierilor. Negocierile mai înseamnă și compromis. Ce compromis ar fi dispus să facă partidul dumneavoastră, Partidul Popular European din Moldova? Păi, compromisuri pe anumite abordări de ordin tactic, nu pe ordin strategic. Dar și aceste compromisuri trebuie să înglobeze, însumeze în sine un minim necesar de acțiuni pentru a redresa situația, pentru a face așa încât cetățeanul să vadă peste 9 luni, peste 12 luni o schimbare sau cel puțin tendință pozitivă. Fiindcă cel mai rău ce s-a întâmplat în Republica Moldova în acest an este faptul că a dispărut speranța. Dacă comparăm sondajele din anul trecut și anul ăsta, o să vedeți o schimbare radicală în acest sens. Și anul trecut viața a fost foarte complicată în Republica Moldova. Dar cel puțin am început cu din banii proprii, cu prietenii noștri din România, din Uniunea Europeană, de la Washington, proiecte naționale, fie că vorba de infrastructură, gazoduc peste Prut, grădinițe renovate cu ajutorul generos al guvernului de la București, apeducte, drumuri la țară, pe acolo unde lumea se îngloadă atunci când plouă. Da, aveam corupție și atunci, da, deși sărăcia era în diminuare, dar lumea avea o speranță că ne apropiem de Uniunea Europeană și de acolo vor veni și bani, dar în mod special presiune pe noi să ne reformăm. Anul ăsta vă spuneam că a dispărut această speranță și asta e cel mai rău, dacă moare și speranța, lumea, omul nu știu cu ce mai trăiește. Astfel încât acum urgent este să ne așezăm la masa de negocieri și împreună, vă spuneam, cu partenerii noștri europeni, să definim prioritățile și planul de acțiuni pe fiecare din priorități. Nu v-ați mai așezat la masa negocierilor? Asta e problema. Unde a fost dificultatea foarte mare? Păi asta e problema, că după 6 săptămâni, din momentul în care a fost dat jos pe centru guvern, un partid din cele 4, fără de care este imposibil să creeze această majoritate, Partidul Liberal Democrat, fostul meu partid, de unde am evadat, ca să zic așa, la începutul anului. În februarie. În februarie. Deocamdată rămâne copleșit mai mult de supărări, frustrări. Deci are o abordare foarte emotivă, fără a înțelege că poate vină foarte mare direct împreună cu ceilalte partide care și-au asumat actul guvernului acest an. Dar și mai important, fără a înțelege că dacă nu ne așezăm imediat la masa de discuții, de negocieri, vă spuneam, cu sprijinul și partenerilor europeni care sunt gata să medieze aceste negocieri, să ne ajute să stabilim corect prioritățile, care și-ar asuma eventual chiar și rolul de garant că vom transpune în acțiune tot ce convenim. Deci, atât partenerii sau colegii din PLDM, nu știu de ce, întârzie într-un mod, după mine, absolut greșit. Și iată, tot tatonează terenul, tot explorează prin anumite discuții care ar fi condițiile, ba vorbim despre justiție, ba vorbim despre prim-ministru și eu nu mai înțeleg ce e mai important. După mine e mai important majoritatea, obiectivele și după aia să discutăm cine va fi prim-ministru. Domnule Leancă, în România este o discuție întreagă în România, mai curând în Moldova, în partea aceasta de România, este o discuție întreagă despre autostrada Moldova-Transilvania, care ar lega Moldova de vestul țării, de Europa, și această autostradă s-ar opri deocamdată la Ungheni. Sunt unele discuții care merge până la Chișinău, chiar până la Odessa. Dumneavoastră, cum vedeți problema? Cu siguranță nu este o noutate sau un secret pentru dumneavoastră. Nu, astăzi am avut o discuție aici la Universitatea Petre Andrei, am avut o conferință despre situația din Republica Moldova la inițiativa Fundației Konrad Adenauer și am discutat despre relațiile noastre din ultimii ani, dar și în acest an și eventual perspectiva dintre Chișinău-București, Iașului revenindu-i un rol important în acest context. Și am zis că în 2013-2014 am reușit un lucru fără precedent. Am reușit să construim nu doar podul de flori, ci am reușit să ne axăm pe probleme reale. Am reușit să convingem politicienii de la București, fostul guvern în mod special, fostul prim-ministru, jucând un rol important în acest sens, care a înțeles că e nevoie să vii cu anumite investiții care vor schimba percepția României, care vor face Republica Moldova mult mai puțin dependentă
de incertitudine care vin din Est. Astfel încât ne-am axat pe gazoductul despre care v-am vorbit. Exact. În păcate, în acest an nu s-a făcut nimic, dar dacă aș fi fost la putere, credeți-mă că avansam și cu gazoductul și cu interconectarea pe energie electrică. Am proiectat cel puțin, sau am convenit unde a trebuit să reconstruim podurile care au existat în perioada interbelică și care au fost distruse de armata sovietică, dacă nu mă înșel eu. Astfel încât și aici, la Ungheni, ar fi trebuit să avem, să construim un pod rutier la Cahul, la Leova, ceea ce ne-ar fi permis să devenim parte componentă a infrastructurii, a pieței energetice. Am început discuțiile și pe această arteră, această autostradă care ar conecta Moldova prin România cu Ungaria, Austria și așa mai departe. Cu toată Europa. Fiindcă să circul prin România, așa cum se circul astăzi, pe de o parte e un lucru minunat, e o zonă pitorească, pe de altă parte, dacă ești agent economic, vrei să transporti o marfă ceva, îți dai seama cât timp pierzi. Deci noi suntem cardinal interesați în lansarea construcției acestei artere, acestei autostrade. Până la Ungheni, anul trecut am început reconstrucția, renovarea din temelia domnului Chișinău-Ungheni. Exact. Deci dacă s-ar face și pe segmentul aici în România, în 2, 3, 4 ani, nu știu cât durează reconstrucția, sigur că va avea efecte economice foarte și foarte benefice pentru noi. Uitați-vă că la noi în Moldova vin și la Ungheni și la Bălți companii de automobilistice care vin și asamblează tot felul de componente. Ei sunt interesați în livrarea cât mai repede la destinatar, în Germania, în Austria, produsul său. Viteza, sigur că contează. Deci locul de muncă, trăierea locului de muncă la noi, și să spun comin și aici în România, va depinde foarte mult de această capacitate de a comunica cât mai repede. Deci am văzut zilele astea că premierul Dacian Cioloș a vorbit despre faptul că s-ar putea să se avanseze cu Târgu Mureș și Iași cel puțin. Deocamdată există o nemulțumire că începând din 2012, nu doar guvernul de acum, pentru care este foarte nou, există o nemulțumire aceea că nu s-au alocat deloc fonduri, nici măcar pentru studii de fezabilitate, pentru această autostradă. Mai eu înțeleg chestia asta, fiindcă România, spre deosebire de noi, este membru a Uniunii Europene și tot timpul poate accesa și fonduri europene. Deci e mult mai simplu decât la noi. Noi tot timpul trebuia să mergem cu mâna întinsă să găsim bani pentru studii de fezabilitate, să căutăm finanțări. Și am găsit și la București, și la Bruxelles, și la Luxemburg, unde e sediul Băncii Europene de Investiții. Deci noi sunt convins, extrem de interesați să existe, să fie construit acest drum. Spuneți-ne despre drumul spre Chișinău, înspre Ungheni. Ați spus că a fost început anul trecut. Ce fel de drum e? Cam în ce stadiu e acum? Din păcate, care este pericolul să nu continue? Eu m-am finanțat de Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Din păcate, avem o problemă mare. Nu știu cum e în România, dar bănesc că e o problemă comună. Atunci când finanțările vin din afară, deciziile se iau de comun acord. Și asta nu e o problemă. Asta e o chestie de salvgardare, că nu neapărat vor veni cu tot felul de mișmașuri. Într-un fel firească. Da. Firească. Problema e că dintotdeauna s-a mers pe opțiunea cea mai ieftină. Ori nu tot ce e cel mai ieftin înseamnă și viteză și calitate. Iată, pe acest segment Chișinău-Ungheni s-au ales două companii care anul trecut n-au făcut absolut nimic și am reținut ziua semnării contractului 20 martie, deci la începutul primăverii anului trecut. 20 martie 2014. Au fost semnate contactele. Și nu doar pe segmentul respectiv. Hâncește, Leușeni, iarăși la frontieră. Și acolo am alocat bani împreună cu europenii. Iar uitați-vă că anul trecut nimic nu s-a întâmplat. Anul ăsta, doar cu riscul de a suspenda, de a anula aceste contacte, o companie cel puțin s-a mișcat, dar iarăși cu o viteză foarte și foarte mică. Lumea e nemulțumită, fiindcă doar au început lucrările și acum în mijloc de iarnă s-a oprit, deci doar mai multe pericole pentru... Deci avem o astfel de problemă. Deci nu e suficient să atragi bani, bani ieftini, bani care creează locuri de muncă și infrastructură, mai e nevoie să schimbi puțin optica. Și am vorbit cu conducerea ambilor bănci să nu ne mai axăm pe tot ce e mai ieftin. Că cei care vin cu oferte ieftine, după aia caută subcontractori pe plan național, vin cu niște oferte foarte proaste, companiile moldonești la fel, s-au împrumutat, deci generează reacții adverse în lanț.
Vă cer o opinie. În luna septembrie, la începutul lunii septembrie, s-au întâlnit la Iași ministrii transporturilor din Republica Moldova și ministrul transporturilor din România. Au avut o discuție un tet-a-tet, cum se spune la prefectură, iar în urma acestei discuții, oameni de afaceri din Iași care urmau să organizeze un forum legat de business, legat de și chiar despre autostradă la Chișinău, nu au mai reușit să-l facă. Imediat după această întâlnire, oamenii de afaceri au spus, nu am mai reușit să facem acest lucru pentru că toate ușile ni s-au închis în nas. Dar imediat după acea întâlnire. Au dat și o explicație? Pe habar nu am. Nu știu ce putea să se discute la acea întâlnire de atât, dacă după aia oamenii de afaceri, din ce domeniu oamenii de afaceri? Din mai mult, din special din zona IT, dar nu doar zona IT. Cei care se ocupă în partea de nord-est de promovarea acestui proiect. Bun. Trecem la celălalt lucru. După acel lucru, să mă documentez, dar acum pentru noi prioritatea să constituim un guvern. Dacă voi avea un rol de jucat important în acest guvern, vă promit că mă interesez și revenim la această idee. După acea întâlnire, pentru că rămân doar foarte scurt timp la ea, s-a inaugurat acest legătură feroviar Chișinău-Iași. Vi se pare un lucru bun? Slavă Domnului! Atât că nu e suficient. E doar un prim pas. Avem nevoie de electrificarea tonsonului Ungheni-Chișinău, mărirea vitezei. Am luat iarăși împrumuturi anul trecut de la Bei și de la Berd pentru renovarea căii ferate și a parcului de locomotive. Nu știu dacă anul ăsta s-a avansat, mă rem că nici în acest domeniu nu s-a făcut nimic. Eu îmi doresc că am o idee de asta, poate unii o consideră utopie curată, dar un vis al meu este să avem un tren de viteză mare între Chișinău și București prin Iași. Iar atunci voi considera că am ajuns și noi în secolul 21. Fiindcă viteza în zilele noastre înseamnă foarte și foarte mult. Viteza în comunicare, în afaceri, în mișcare și așa mai departe. Sper să avem și noi cel puțin o viziune și după aia să avem tenacitatea de a o transpune în viață. Și sunt convins că vom putea să reușim. Domnule Leancă, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Am ajuns la finalul întrevederii noastre. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Luăm o scurtă pauză la Vocile Iașului. Revenim după câteva momente. Continuăm emisiunea Vocile Iașului. Discutăm despre sistemul de sănătate în această a doua jumătate a emisiunii Vocile Iașului. Sunt foarte mulți medici, sigur, care salvează vieți. În schimb, sunt suficiente probleme din sistemul de sănătate care merită atenție. Una dintre aceste probleme este chiar problema acesta a infecțiilor nosocomiale despre care s-a vorbit în ultimele câteva zile, în ultima săptămână. Sunt mii de pacienți care iau infecții din spital. Adică merg la spital pentru o problemă, dar în spital sau între spitale dobândesc o infecție care de multe ori s-ar putea să fie mortală. Despre aceste lucruri vorbim în această a doua jumătate a emisiunii împreună cu Iulia Ciuhu, jurnalistă la Ziarul de Iași. Bună seara! Bună seara! În principiu, ce înseamnă o infecție nosocomială pentru toată lumea, pentru că pare un termen de specialitate și nu știu dacă toată lumea este foarte familiară cu acest tip de infecție. Infecția nosocomială sau infecția intraspitalicească este infecție pe care o dobândim pe perioada spitalizării și cu care de cele mai multe ori suntem diagnosticați de medicul curant la care am ajuns pentru alte afecțiune. Și de care de cele mai multe ori ieșim din spital și plecăm acasă. Cât este de corect ca pacienții care află despre acest lucru să învinuiască medicii sau spitalul de acest aspect și să facă plângere? Adică am mers la spital, eventual am făcut o operație, dar plec de acolo cu o altă complicație și vorbim aici despre acest tip de infecție. Este chiar mai sever. Și cât de mult își dau seama pacienții de acest lucru, dar cât este de corect? Din punctul meu de vedere, este dreptul lor de a face astfel de sesizări și astfel de plângeri. Pe de altă parte, sunt și infecții nosocomiale determinate de bacterii, pe care noi toți le avem
în acest moment, în momentul în care vorbim, dar care sunt, dar se activează, ca să nu spun sunt așa, active acum. În momentul în care ajungem în spital, suntem, nu știu, operați, avem o plagă deschisă și atunci devenim mai expuși riscului de a contacta această infecție. Da, este corect să sesizăm diferite organe sau, cum spuneai tu, să facem plângeri, că uite, am ajuns la spital cu o boală, m-am tratat sau nu m-am tratat de ea, dar am dobândit și alta în același timp. Iulia, avem un material pregătit în legătură cu acest subiect. Sunt peste 1400 de pacienți care au trecut prin spitalele Eșene în acest an, s-au ales cu astfel de infecții nosocomiale. Asta înseamnă o medie de circa 5 cazuri pe zi, iar cele mai multe se înregistrează la secții precum neonatologie, chirurgie sau ATI. Să vedem acest material și înțelegem de asemenea și cât de mult doresc medicii să vorbească despre acest tip de infecții. În statisticile realizate pe baza raportărilor făcute de spitale, incidența infecțiilor nosocomiale nu depășește 3%. Sunt însă voci care spun că adevărul este altul și că medicii preferă să-l ascundă. Pentru că sunt puși la zid. Eu de fiecare dată când am declarat că există infecții în secțiile de terapie intensivă neonatală, am fost arătată cu degetul. Germenii în orice spital există. Cine spune că nu are germeni în spital, acela minte. Și dacă nu-ți recunoști aceste lucruri, nici nu ai cum să faci aceste profilaxie. Nu ai cum să faci profilaxia acestor infecții. Infecțiile transmise în spital sunt produse în general de stafilococul aureu, bacilul piocianic și bacteria Clostridium difficile. Aceasta din urmă provoacă și cazurile de îmbolnăvire cele mai frecvente. Măcar câte 4 pe zi sunt de infecții cu Clostridium. Din toate spitalele din municipiul Iași, atunci când este depistată infecția cu Clostridium, este automat un protocol prin care pacientul respectiv este adus la noi în spital. La Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, cel mai mare din Moldova, 800 de pacienți internați în ultimele 9 luni au fost diagnosticați cu infecții. În urma unui tratament, în urma unui șoc, o operație poate să fie un șoc pentru organism și chiar este un șoc pentru organism. În urma anesteziei pot apărea aceste infecții. Deși infecțiile intraspitalicești sunt o problemă, studenții la medicină nu se înghesuie să se specializeze ca epidemiologi. Motivele sunt numeroase, începând de la salarizarea pe care o primește un specialist epidemiolog, până la posibilitatea angajării și disponibilității locurilor de muncă. Suntem propriile noastre victime pentru că au existat în decursul timpului discordanțe între nevoia de specialiști în epidemiologie și posibilitățile efectiv de încadrare, de încurajare a tinerilor să urmeze această specialitate. În cazul copiilor și bătrânilor, infecțiile spitalicești pot provoca decesul. În Iași, cea mai gravă situație s-a înregistrat la maternitatea cu Zavodă în 2001, când au murit 6 bebeluși. Un material realizat de colegii de la Departamentul Știri, Iulia Ciuhu, jurnalistă la Ziarul de Iași, alături de mine la Vocile Iașului, este profesoara Maria Stamatin, care spune la un moment dat că medicii preferă să declare mai puțin aceste lucruri. Sau atunci când le declară, e exact cum spune, cum o citez, sunt arătată cu degetul, am fost arătată cu degetul. Da, vorbim despre o subraportare în cazul infecțiilor nosocomiale, după cum ne-au spus mai mulți medici zilele acestea, după ce a intrat în... au fost date mai multe texte, mai multe materiale pe seama infecțiilor nosocomiale. Cred că este vorba despre o, nu știu, încetățenire, ca să spun așa, a unei frici, a unei posibile pedepse aplicate medicului curant care raportează. Ne spuneau medici epidemiologi de spital că înainte de Revoluție astfel de cazuri erau sancționate și atunci se ascundeau foarte bine. Și probabil de atunci a rămas această tendință de a nu le raporta corect și de a le ascunde sub preș, până la urmă. Dar acum, în acest moment, astfel de raportări ar fi sancționate sau doar e vorba de o...
obișnuință de a face acest lucru, deși, înțelegem, există un procent de normalitate aici. Normalitate. Nu, în momentul de față nu sunt sancționate nici medicul curant, nici medicul epidemiolog din spital. În schimb, în planul de management al fiecărui manager de spital există un indicator de performanță al infecțiilor nosocomiale și în funcție de evaluarea anuală a planului de management, managerul riscă să fie demis. Dacă punctajul pentru indicatorul infecției nosocomiale este mai mic, în cazul în care el își propune anumite valoare la începutul anului și la sfârșitul anului, la evaluarea Ministerului Sănătății, este sub sau peste, nu, de fapt peste, el este punctat mai puțin și riscă, dacă prin cumularea mai multor indicatori scăzuți, riscă să-și piardă funcția. Deci, cumva este încurajat, dacă pot spune între ghilimele, să nu se depășească o anumită limită. Și dacă ne gândim la noi, la județul Iași, eu am văzut niște date de la DSP din 2002, când până în prezent, de când sunt raportate cazurile de infecții nosocomiale. Incidența de fiecare dată a fost sub 1%, în jur de 1%, nu mai mult. Cu siguranță aceste planuri de management se fac calculându-se o medie a valorilor anterioare. Deci rămânem constant în jurul valorii de 1%. Cu alte cuvinte, se modifică aici chiar statistica, datele statistice. Da, se modifică aproape voit într-un fel sau altul, sau, nu știu, și putem spune și involuntar, dacă ne raportăm doar la media anilor anteriori. Dar, da, există o modificare, există o... Incidența infecțiilor nosocomiale la Spitalul Sfântul Spiridon era de 1,42%, iar media europeană era de 5%, deci de 4 ori mai mică. Da, de 4 ori mai mică. Și incidența de la Spitalul Sfântul Spiridon este cea mai mare din județul Iași. Sunt spitale care nu au raportat niciun caz de infecție nosocomială, care cred că este destul de greu de atins, având în vedere că se întâmplă în toate spitalele lumii, este o chestiune absolut normală până la urmă. Dar totuși, valoarea este destul de mică raportată la celelalte statele europene, să zic așa. La media europeană. La media europeană, da. Ce ar putea să încurajeze apariția acestor infecții? Igiena din spitale, dotările? Vorbeam și astăzi cu un medic, chiar documentam acest subiect și mi s-a explicat că, în primul rând, contează igiena mâinilor, de la persoana, pacientul internat, până la toți cei cu care intră în contact, infirmieri, asistenți, pracandieri și toată lumea. Am văzut zilele acestea materiale date de televiziuni cu medici care ies din spital, merg să-și cumpere diferite alimente sau produse și nu se schimbă, nu-și pun acele haine pe care le au ei de protecție în momentul în care intră în spital și intră, să spunem, cu bacteriile de afară. Înțeleg că în cazul acesta nu e un risc foarte mare, că este o cauză secundară, ca să zic așa, apariția infecției nosocomiale, dar că în primul rând contează igiena propriu-zisă a pacientului, igiena din spațiul în care el este internat. Am să te rog să evaluezi, din experiențele pe care le-ai avut, să evaluezi cât este de dificil pentru o familie să demonstreze sau să acuze un spital, un medic, de faptul că un membru al familiei respective s-ar fi îmbolnăvit sau chiar ar fi murit în spital din cauza acestui tip de infecții. Cred că este foarte dificil pentru o familie să evalueze acest risc. Eu am scris anul trecut despre un caz, o doamnă din Lețcani, care ne semnala faptul că a activat acest clostridium în timpul internării de la Spitalul Sfântul Spiridon pe secția de chirurgie 1, cred că era. Și ulterior a fost plimbată pe la infecțioase, a ajuns și la Parhon, apoi iar la Spiridon. Femeia venea la noi cel puțin, venea cu o dovadă clară a faptului că până atunci nu avusese probleme, pentru că înainte de a fi internată câteva zile, făcuse niște analize la un laborator privat din oraș. După o săptămână, cred că de la prima internare, a fost diagnosticată cu acest clostridium, au început simptome... A început să slăbească, se spunea că amețea, că de pe jos a fost externată, ulterior a fost iar internată din cauza
faptului că era infectată cu Clostridium și a fost un întreg calvar pentru ea. La noi a ajuns după vreo 2 luni în care a fost plimbată cu salvarea de acasă la spital. Ea depusese, cred că atunci, o sesizare la conducerea spitalului. Cert este că nici până ziua de azi, nu știu dacă pacienta, în ultimul moment în care am vorbit cu ea, era iar internată, cred că a 5-a oară, după primul diagnostic, după cel în care s-a spus că are Clostridium activat. Nici până în ziua de astăzi nu știu dacă a fost identificat. Știu că atunci conducerea spitalului mi-a spus să depună sesizare și să vină să vorbim și vom vedea. Nu știu dacă a avut șanse. Chiar un alt caz a fost recent, chiar săptămâna trecută, un doamnă care susținea că soțul lumea ei s-ar fi pierdut în urma unei infecții, în urma unui șoc septic, după ce a fost diagnosticat Clostridium. Și asta spuneam că mi s-a spus că, bun, avem toți acest Clostridium, dar se activează în spital. Astăzi, Comisia de Etică de la spital a concluzionat, a dat verdictul că nu a fost vorba de infecție nosocomială, a fost o infecție apărută postoperator, dar care nu are nicio relație de cauzalitate cu decesul. Fix asta a fost exprimarea conducerii spitalului. Din ce au spus medicii sau din evaluările tale, din experiența ta, este posibil acest lucru? Adică infecția care o dobândești după o operație, postoperatorie, este același lucru sau nu este același lucru cu o infecție nosocomială? Cred că poate fi același lucru, pentru că practic majoritatea, prin definiție, apar după un șoc, nu? După o plagă, după o operație. Cred că putem pune oarecum semnul egal, dar cu siguranță analizele de laborator pot stabili cu exactitate dacă este vorba totuși de o bacterie pe care am luat-o imediat după internare. Vorbim despre infecție nosocomială, trebuie să avem și în vedere faptul că trebuie să ne raportăm doar la cei pacienți internați de cel puțin 5-7 zile care au stat în mai acest mult. Caz era în acest caz era vorba de... Era... Da, era vorba de o persoană care a stat internată 2 săptămâni în spital. Și infecția ar fi fost depistată Clostridium când a fost mutată în ATI după 5 zile, cred, de la operație. Intrăm în dialog și cu Tudor Ciuhodaru, medic, deputat în Parlamentul României. Bună seara, domnule Ciuhodaru. Bună seara. Este o discuție despre aceste infecții nosocomiale. Cum vi se pare, așa cum a decurs până acum această dezbatere publică, acest dialog între media și medici pe această temă, care nu este nouă, dar desigur sunt unele lucruri care devin ceva mai cunoscute în aceste zile. Nu cred că este o problemă nouă și infecțiile nosocomiale sunt inerente oriunde în lumea aceasta. Se știe acest lucru, vorbim despre infecții dobândite în spital și haideți să le spunem oamenilor că nu vorbim despre niște superbacterii extrem de agresive. Pentru că dacă ar fi așa, nici personalul medical, nici cei care ajung acolo nu ar mai supraviețui. Și vorbim despre bacterii, într-adevăr, rezistente la antibiotice sau luate de la un pacient la altul, care cresc și un teren fertil. Aici vorbesc de pacienții cu imunodeficiențe legate de diverse tipuri de patologie sau de intervenții sau manevre invazive, chirurgicale sau nu. Mai se pune o problemă mare în ceea ce privește aceste infecții nosocomiale, mai ales în România, pentru că, pe lângă acești doi factori inerenți, vă spun oriunde lumea aceasta, se adaugă și starea spitalelor de România și modul cum se raportează aceste infecții. La raportări voiam să mă refer, mai ales că, așa cum arată cifrele, am stat mai bine decât în media din Uniunea Europeană. Dacă ne uităm pe raportările spitalelor din Iași, vedem că ele arată mai bine chiar decât cele din Germania și am văzut și spitale care raportează 0 infecții nosocomiale, ceea ce este greu de crezut, mai ales la cum arată spitalele din Iași. În plus, ținând cont că pentru a reduce acest risc de infecție nosocomială, trebuie să ai și circuit adecvat și personal suficient, să nu stea pacienții câte 12-15 ore pentru o unitate de primire a urgențelor, sau personalul de acolo să ajungă direct prin curte până în sala de operație, să nu se suprapună circuitele în sensul că pe unde este plimbat pacientul prin curte, mai trece și mașina de gunoi, mai trece nu știu ce altă mașină, sau deșeurile sanitare se suprapun cu pacienții ași. Lucrurile
sunt supraportate în România, există acea teamă de a spune lucrurilor pe nume și tendința generală, mai ales a managerilor, de a spune mizeria suprești. Și mă uitam că se desebire de Germania, unde lucrurile acestea sunt raportate, problemele sunt scoase la ideală, în ideea de a găsi soluții și a corecta acest aspect. Dacă aduc minte aminte, doamna Merkel, în 2010, a introdus acele sigilii de siguranță pentru spitale, în care s-a arătat care este starea infecției noastră familială. În România lucrurile sunt exact pe avem de toate, este bine, este minunat, dar un pacient, într-adevăr, se întâmplă de multe ori și spunem să vă uitați pe ceea ce a relatat media de-a lungul timpului, intră cu o afecțiune în spital și ies cu infecție nozofamiliară. De ce este atât de greu pentru o familie să demonstreze că un membru al acelei familii s-a infectat cu în acest fel nosocomial într-un spital? Pentru că de obicei aceste acuzații rămân cumva suspendate. Există criterii de pe care se stabilesc foarte clar ce înseamnă infecția nosocomială, de la datele clinicile până la cele de laborator. Dar pentru familie din România este imposibil să facă acest lucru. Aș putea spune că legislația românească este făcută de așa natură încât malpraxisul sau orice despre pacient se îngroapă odată cu pacientul. Și chiar am propus în Parlament ca datele medicale ale pacientului, dacă nu există dispoziție expresă, să fie accesibile și celor din familie. Adică dacă nu știți foarte bine cazul Toni Tecuceanu, acel caz celebru pe care domnul Străinu Cercel a declarat ca infecție cu gripă porcină și de până la urmă murise de cu totul altceva, și acum se vindecă familia în instanță în ideea de a obține documentele medicale. După aceasta este imposibil. Eu mi se pare normal că ai acces, dacă nu există evident o dispoziție expresă a pacientului contrară cu așa ceva, să ai acces la aceste date medicale, să poți cere și a doua opinie, să vezi cum se face acest lucru prin alte părți din lumea aceasta și să ai toate argumentele pentru a duce până la urmă în fața justiției sau acolo unde este nevoie, ce vinovați trebuie să plătească. Și ultima întrebare. O ultimă întrebare. De ce credeți că colegii de-ai dumneavoastră, atunci când trebuie să declare aceste lucruri, nu le declară? De frică. Omerta domnește în sistemul, de frică sau de comoditate. Omerta domnește în colegiul medicilor și am văzut acest lucru și când s-au raportat lucrurile negative. Frică pentru niște raportări? Chiar atât de importante sunt? Da. Deci omerta este făcută fără niciun fel de problemă. Ești amenințat, și se desfințează lucruri de muncă, eventual este cărțuită familia, iar alții preferă să fie cuminți, comozi și confortabili, în așa fel încât să nu deranjeze pe nimeni. În fond, nu e neapărat problema lor, deci ar intra în conflict cu șeful de secție, cu directorul spitalului, pentru a face lucrurile să funcționeze. De punctul ăsta de vedere, vreau să spun că există o complicitate a sistemului de medical, a celor care lucrează în sistem și, după cum știți, sunt una dintre rarele voci care mai spune lucrurilor pe nume. Și domnul Mihaiu, dacă știți foarte bine că în 2011 s-a întâmplat acel centru de AAS la Iași, centru de traumă și AAS, cu 700 de paturi moderne, cu instalații cum trebuie făcute, în asistate prin hotărâre de guvern și în 2013 ar fi fost gata. Asta cum să vă zic? În spitale vechi de peste 200 de ani, bolnițe cu circuite improprii, în care vei să bagi și urgențe și institut de nu știu care și bucătăria românească, prea multe pentru ceea ce și încădiri improprii, riscul ca aceste infecții nosocomiale să facă ravage sunt enorme. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat, pentru aceste detalii. Voiam să punctez acest lucru puțin apropo de frica despre care vorbește Tudor Cihodaru și despre omerta, chiar așa cum spune, este și deputat, nu doar medic. De ce nu vorbesc alți medici de multe ori? De ce vorbesc atât de puțin medici în general? Bun, înțelegem că un medic dintr-un spital nu vorbește pentru că i-a arătat cu degetul, cum spune doamna Stamatin. Dar alții din alte spitale să vorbească despre cazurile din să vorbească spitale, despre acest sau? Caz și despre faptul că sunt raportările, sunt subraportări. Nu știu, poate se susține între ei, poate despre asta este vorba. Dar am văzut că în ultimul timp au ieșit și au spus, la început, sub protecția anonimatului, în aceste zile s-a vorbit mai mult, mai adevărat. Mult, da, în contextul accidentului din colectiv. Dar cred că dacă nu ar fi fost acest eveniment prin care să se atragă atenția că, de fapt,
3 dintre pacienți au murit din cauza infecțiilor intraspitalice și nu ar fi ajuns în acest moment în atenția opiniei publice infecțiile nosocomiale, cu toate că au fost făcute investigații în ultimii ani. Câțiva jurnaliști au atras atenția că incidența raportată în România este mult sub media europeană, ceea ce nu este corect pentru că sunt raportări false. Ce poate face, mă întorc la familii, pentru că mi se pare limpede că în momentele acestea cei care se confruntă cu problema sunt cei care caută cel mai mult soluții. Vorbim despre acest caz în care Comisia de Etică a dat astăzi un verdict. În cazuri în care familia nu mai crede în acest verdict, tocmai din cauza faptului că s-au întâlnit atâtea cazuri de subraportări și așa mai departe. Și sunt cazuri rare în care medicii recunosc aceste lucruri direct atunci când există plângeri. Ce căi de atac mai are? Ce poate să fac? Sau se oprește totul aici? Eu sper că nu. În cazul de față, cel puțin, vorbim acum despre o anchetă internă de la spital. Exact. Familia a depus sesizare și la Direcția de Sănătate Publică și la Colegiul Medicilor. Din partea direcției știu că au fost chiar în primele zile acolo inspectori care au luat, luat dosarul pacientului, datele. Bănuiesc că vă vor exprima și în punct de vedere rezultatul, dar astăzi nu este un rezultat definitiv. Este un rezultat, un punct de vedere doar al spitalului și atât. Vom vedea cum va evolua și ce vor spune și celelalte instituții, cu toate că cel mai probabil vor ajunge la același rezultat. De ce sunt acestea cele mai întâlnite secții? Chirurgie, ATI, pentru că acolo întâlnim cele mai multe șocuri despre care vorbea pentru doamna profesor. Pentru că vorbesc mulți oameni de centre, vorbesc mulți oameni, că am fost la spital și acolo am mai luat alt lucru, m-am mai îmbolnăvit cu altceva. Și nu toți ajung în aceste secții, în aceste trei tipuri de... Da, deci cazurile cele mai des întâlnite sunt în secțiile de ATI, în secție de chirurgie și aici o atenție aparte este acordată de epidemiologi chirurgiei plastice, la neonatologie și inclusiv în secțiile de urologie. Dacă ne uităm pe datele date de anul acesta de DSP, după Spitalul Sfântul Spiridon, al doilea spital cu o incidență oarecum apropiată este Spitalul Parhon, urmat cred că de neurochirurgie. Vorbim despre aceste trei secții, mai ales pentru că aici sunt întâlnite cazurile cele mai expuse, ca să zic așa, șocurilor și traumatismelor. Aici întâlnim chirurgie, plăgi și tot felul de operații și intervenții. La fel și în ATI, unde sunt pacienți care sunt conectați la diferite aparate, au diferite catetere și tot cred că de aici vine probabilitatea crescută a unei infecții nosocomiale. Ultima întrebare, foarte scurt. În condițiile în care avem, spuneam de la început că avem date în care nu prea avem încredere, câtă încredere avem în aceste statistici, aceste cifre care vin chiar de la Direcția de Sănătate Publică? Cred că ar trebui să avem încredere, să le luăm ca atare, să zic așa. Nu avem altă, dar după cum spune și Direcția, sunt cazurile raportate de spitale. Cât adevăr sunt în ele... Mai vedem. Mulțumesc foarte mult, Iulia Ciuhu, pentru prezența la Vocile Iașiului. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașiului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașiului. Sunt Ovidiu Mihaiuc, ne revedem mâine de la ora 19. Seară liniștită!